Devianca Alexandra Marcu, în vârstă de 16 ani, a primit titlul de exploratorul anului 2013 din partea Societății Naționale de Geografie. Evenimentul a avut loc la Baru, în cadrul Simpozionului Național Geografian Școală, organizat la baza de cercetare din localitate a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Pentru mine, titlul de explorator al anului 2013 este ceva extraordinar, știind că vine și din partea Societății Naționale de Geografie, și este ceva grozav pentru că realizez din nou cât de mult m-au ajutat cei pe care îi cunosc, profesorii mei, orașul meu, județul meu și țara mea. Profesori și geografi din aproape toate zonele țării au participat la simpozionul care a avut loc pe parcursul a 3 zile. A fost a 10-a ediție a evenimentului. Simpozionele de geografie organizate de foarte multe societăți ale filialelor județene din țară, fiecare dintre ele aduce ceva nou, fiecare dintre ele își aduce contribuția la a evidenția rolul geografiei în școală. Rolul geografiei în școală în sensul că este o disciplină de cultură generală extrem de importantă în pregătirea elevilor, dar și în scop educativ mai ales. Nu are importanță ce linie va urma elevul după finalizarea studiilor. Important este să aibă o cultură generală bogată. La fiecare simpozion, la sfârșit, se face o adresă către minister în care sunt punctual observațiile profesorilor legate de manuale, de programele școlare și sunt trimise în afară de Ministerul Educației Naționale către Senatul României, către Comisia de Învățământ pentru a se remedia anumite deficiențe legate de învățământul geografic. Alexandra Marcu se pregătește pentru o nouă expediție care va avea loc la sfârșitul acestui an. Este vorba de cucerirea vulcanului Ojo de Salado, 6.893 metri din Chile. Costurile viitoarei expediții se ridică la circa 6.000 de euro. Alexandra și tatăl său urmând să demareze o campanie de strângere de fonduri pentru acoperirea unei părți din aceste cheltuieli.